Lumea satului am învățat că înseamnă muncă, dar totodată lumea satului înseamnă și creație. Nu știm care din ele prevalează în universul rural, dar parcă la sat suntem legați și de poveștile de la Gura Sobei și de lucrurile care se întâmplă pe câmpuri, în pădure. Ceea ce vom vedea în minutele următoare adună într-un loc atât creația cât și munca, pentru că doamna Ana Grunzu muncește creativ. Practic, ea ne aduce, evocă o parte din lumea satului cu obiceiuri, cu tradiții, prin aceste păpuși pe care le confecționează. Bună ziua, sărămâna doamnă, și mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Bună ziua, bine ați venit. Am spus că faceți, că evocați o parte din lumea satului, că faceți păpuși. Acum suntem în micul dumneavoastră atelier. Ce anume faceți aici? Lucrez cu pănușe de porumb. Ele s-au atașat de mine și eu de ele. Așa? Putem spune că pănușe de porumb se atașează de meșterul care... care le dorește și care prinde drag. Mie mi-a trecut prin mână foarte multe materiale. Și piele și lână și sfoară și... dar am rămas așa lipită de aceste materiale care sunt curate, se găsesc în natură și am observat că se pot face lucruri mici, dar cu de efect, de efect care transmit multă emoție. Ana Grunzu este originară din Horodniceni, județul Suceava. S-a stabilit în comuna Tomești din județul Iași, iar acum este prezentă la manifestările culturale care pun în valoare tradițiile și meșteșugurile cu păpușile realizate din pănuși de porumb, sfoară, țesături, piele ori lemn. După ce a confirmat cu păpușile sale, creatoarea lor a devenit membră a Asociației Meșterilor Populari din Moldova. Am început prima dată cu niște personaje foarte mici, de mărimea unui chibrit, niște păpușele. Apoi eu tot le-am dezvoltat, totul era din pănuși. Și am lucrat foarte mult, aveți un pliant în care apare păpușa mea din primele... A fost că alesă drept mascotă pentru un pliant la un târg. Da, au fost plecați. La Asociación de Bucovina. De Bucovina, da. Că da. Eu provin din județul Suceava. Județul Suceava este renumit pentru sfințenia cu care își păstrează tradițiile. Nu tot județul, dar anumite sate de acolo sunt foarte conservatoare. La ce lucrați acum? Suntem iarăși în prag de iarnă. Încercați să vă măriți efectivele păstrătorilor de tradiții în miniatură, făcuți din porumb? Da. Eu pot să fac... Se pot realiza păpuși mai mari sau mai mici. Mie îmi place să le lucrez și păpușele mici, pentru că ele se pot pune ca și cadou, ca și ornamente în bradul de Crăciun. Și atunci eu tot în perioada asta lucrez îngerași, crăciunei, steluțe, clopoței. Tehnica care era înainte, tehnica rogojinii, să zicem. Dar... Deci, practic, faceți din pănușa de porumb o funie, o rogojină, o sfoară pe care o împletim. Sunt diferite metode, da. Uit la acel clopoțel. Da, asta se poate lucra cu acu. Se pun una peste alta, una peste alta și tot se ridică, strat cu strat. Însă este muncă laborioasă și întotdeauna prefer, sunt și foarte multe lucruri care mă tentează să le fac, dar eu rămân la meseria, la meșteșugul meu, pentru că mă atrage foarte mult și chiar dacă vreau, îmi place ceva, să mai cos, să fac și alte lucruri care se făceau o altă dată în lumea satului,
necesită timp. Și pentru asta prefer să rămân la păpușile mele care mă inspiră și mă fac să merg mai departe. Ascunde fiecare sau duce cu sine câte o poveste fiecare dintre păpuși, acest tânăr care ține un tricolor în mână, probabil este legat de ziua națională, da, de 1 decembrie. Da, este legat de această zi și întotdeauna eu le atașez câte un obiect mic, care și acest obiect mic necesită migală. A, un obiect circumstanțial, da, care se lege de un anumit, da, eveniment al anului. Al anului, să uitați, am un cu traiță, cu traistă, cum se spune la noi, aici și... Și cel de aici, nu? Da, da, da. Nu este o traistă, este o trăistuță. Trăistuță mică, da. Știu că tatăl meu, i-am rămas mai de mică, fără tată, dar... Eu de la dânsul moștenesc această răbdare și poate și talent, pentru că el lucra la biserici, făcea și icoane mai naive, dar lucra. Și atunci țin minte că era foarte concentrat și eu veneam de la joacă și când mă duceam și stăteam în spatele lui, mă linișteam și îmi plăcea foarte mult ca să văd cum lucrează. Terapia prin lucru, prin lucrul inspirat. Spuneți-ne câteva din tehnicile pe care le folosiți. Practic, din pănușa de porumb, din frunza de porumb uscată, ajungeți să fie să croșetați, fie să faceți membre și haine pentru personajele pe care le închipuiți. Cum ajunge frunza de porumb să fie un picior sau un clopoțel? De exemplu, eu acum am în lucru o păpușică mică. Eu i-am făcut un fel de schelet. Așa, astea reprezintă picioarele și mânuțele. Acum îi facem corpul, bustul. Și numai toamna, când se recoltează, când sunt mature, atunci le luăm de pe câmp, eu le spăl foarte bine, se mai și tratează cu sulf, cu care mai stau pe la case și dacă ele sunt curate și dacă trebuie tratate, dacă nu. Și trebuie ferite de umezeală și de foc. În rest, ele rămân în timp. Rămân. Doamna Ana Gruzu, noi vă mulțumim că ne-ați făcut cunoștință cu lumea satului așa cum o ați reprezentat-o dumneavoastră, așa cum o vedeți dumneavoastră, așa cum o recreați dumneavoastră, păpușile acestea din pănuși, nu numai că sunt aproape de lumea satului prin natura materiei din care sunt făcute, dar și prin felul în care dumneavoastră le concepeți, inclusiv scene care amintesc de universul rural. Ce să spun, prin oameni ca dumneavoastră satul rămâne în actualitate și acest lucru nu face decât să îi sporească din valoare, din farmec și din mister și să readuce munca pe același palier cu latura creativă. Vă lăsăm să vă continuați activitatea. Vă mulțumesc! Mai puțin cultivat, dar totuși cunoscut la noi în țară prin utilizare, îl reprezintă șofranul. Adeseori confundat cu șofrănelul, planta de origine mediteraneană este cel mai scump condiment din lume.
o tânără familie din comuna Bohoreni, județul Iași, a hotărât să înființeze o astfel de cultură de nișă, așa că s-au întors acasă în România, părăsind locurile de muncă pe care le aveau în Irlanda, iar pe terenul de acasă au început plantarea exoticilor bulbi de aur roșu. Cum recoltatul florilor de șofran se face toamna târziu, am găsit plantația încă verde, iar ca bonus câteva flori cu prețioasele stamine. Chiar dacă e toamnă, târziu aproape iarnă, mai pot fi văzute flori pe aici, nu? Da, sunt câteva flori rătăcite, ca să le spunem așa. E posibil la un posibil bulb micuț care o da și el o singură floare, pentru că deși ele sunt cepe, da? Sunt platate bulbi adulți, dar ca usturoiul, el în de-a cursul anilor mai fac mici pui, ca să-i numim așa. Am început abrupt, stimați telespectatori, am auzit despre cuvântul ceapă, aduce puțin ceea ce putem vedea aici în această solă a cipola, acea ceapă cu frunză măruntă, dar nu este ceapă, este ceva mai puțin obișnuit pentru întreprinzători, pentru fermieri, o plantație de șofran, spuneți, care se înmulțește prin bulbi, nu? Bulbi, corect. Ne aflăm în județul Iași, comuna Bohoreni. Irina a găsit de cuvință, pe lângă celelalte fructe de pădure și alte plante pe care le cultivă, să încerce și șofranul. Ne aflăm acum pe această plantație, este început de iarnă și culmea, șofranul pare să fie o plantă căreia îi priește anotimpul rece. Spune-ne câte ceva despre șofran înainte de a discuta despre afacerea pe care ai început-o. Am descoperit că se mulează foarte ușor pe teritoriul României, imediat se integrează, deci nu ar putem spune că este o problemă la adaptarea ei. Ea este o plantă adusă din afară, nu este la noi. Dar, după cum observați, stă foarte bine la frig. Este decembrie, nu, da, este adevărat, da. Și planta arată verde, de fapt nici nu a fost culeasă de mult, nu? Nu, chiar cred că sunt undeva la 3 săptămâni de când oficial am încheiat culesul la ea, dar se mai vede câte o floare rătăcită care spuneam că e posibil să fie de la un bulb foarte, foarte micuț. Este atât de gingașă. Cum rezistă, da, frigului? A fost, da, se pot vedea și, da, staminele care, practic, ele sunt acel șofran pe care, da, știe toată lumea, mai mult sub formă de praf, din păcate. Da, din păcate, da, așa este. Eu aș evita pe cât posibil pulberea, praful, până și staminele care le vedeți pe piață sunt foarte multe contrafăcute, pentru că șofranul pe piață este unul din cele mai falsificate produse. Bineînțeles, dat fiind prețul ridicat de comercializare, tentația de a-l falsifica este mare. Acestea sunt staminele, acesta este șofranul propriu-zis, care a putut fi găsit în această floare, aduce mult cu brândușa. Brândușa, corect, da. Mulți o confundă cu brândușa, dar într-adevăr ea face parte din aceeași familie, doar că brândușa este denumită Curcus stativ, Venus, pardon, și este necomestibil, chiar otrăvitoare, dacă o să încercați să o consumați, deși nu sfătuiesc. Iar șofranul e acea floare mult mai țuguiată la vârful, se spune, la flori, care are aur roșu înăuntru. Uitați, deci încă mai punem încă un firicel și avem o porție pentru un om de consum. Deci patru firicele ar fi... Undeva la minim patru firicele de persoană. Da, pentru că... Fie că îl consumă la o mâncare, cum e cunoscut ca și condiment, sau la un ceai ca și plantă medicinală. Abordarea voastră, Irina, iarăși este una mai puțin obișnuită, incitantă, pentru că vă gândiți să promovați șofranul ca element terapeutic, dincolo de acel ajutor culinar, acel aur din bucătăria fiecărei gospodine. Este așadar șofranul înzestrat cu virtuți terapeutice? Absolut. Deci, la momentul actual, sunt cercetări și încă se fac oficial să poată scoată pe piață, în primul rând pentru a combate celulele canceroase. Deci, el este medicament pentru cancer.
cunoscut, sunt teste făcute de așa ceva, doar că durează foarte mult procesul de a scoate un medicament propriu zis, trec multe testări, să știi. Dar, în primul rând, luptul cu... O altă floare de șofran, da. Scuză-mă. Deci, rezistă eroic. Foarte bine, da. Frigul, iată că încă o floare și se face acea porție de ceai, un infuzie sau un ce anume sugere să se pună? Sau un mâncare? Poate colora o porție de mâncare? Absolut, da. Pentru o singură persoană. Deci, mare atenție când punem firicel, trebuie să ne socotim câte persoane sunt pentru a nu supradoza. Pentru că el are o aromă deosebită, dar un gust spre amărui. Și odată ce trecem de cantitatea, devine schimbă. Până la urmă, orice este în cantități mari, nu este recomandat, strică oricât de bun sau terapeutic ar fi. O lăsați acolo, se va face mai mare până mâine? Sau nu, nimic. Din păcate, ea drăbiculează zi de zi. Această grupare vegetală verde, acest smoc, să-i spunem, da, produce o singură floare sau cum petrec lucrurile? Este pus, aici vedem, sunt două cuiburi. Deci aici e un cuib, a fost pus un bulb matur, îl numim noi. Matur îi spunem pentru că durează câțiva ani pentru a ajunge a fi matur, să dea mult mai multe flori. În primul an, dacă mergem pe un bulb matur, e posibil să ne dea undeva de la 3 până la 5-6 flori. Dacă primul este un sol în primul an. Iar apoi, la un an la altul, dă din 5 mai multe flori. La un singur bulb am cules într-o zi 26 de flori. Dar ăla au fost recordul care l-am pozit. Ai spus anul ăsta și cred că ar fi momentul să vorbim despre pe ce an este această plantație. Deci cam la anul 3 începe să producă, da, bine. Deși nu degeaba este și un condiment sau plantă medicinală foarte scumpă, în primul rând pentru efectele sale, dar e și o investiție enormă. Vă dați seama că ca să ajungem în punctul ăsta ne-a trebuit 3 ani de zile. 3 ani de zile în care noi am supravegheat, am cules ce au fost de cules. Din câte flori obțineți un gram din... Undeva de la 100? 150 până la 180, chiar 200. Depinde de mărimea florilor. La început, întotdeauna florile vor fi mari, că sunt primele care iesă, dar pe timp ce sezonul se duce, devin atât de micuți încât ce avem noi aici ajunge și în jumate să fie. Deci ne trebuie foarte multe flori să putem ajunge la gramajul de un gram uscat. Că el, șofranul, scade undeva și pierde la 80% din greutate. Deși pare mult, rămânem exact foarte, foarte puțin la gramaj. Ce suprafață o aveți cultivată cu șofran și câte cuiburi? De fapt, un cuib înseamnă un bulb, nu? Asta un bulb, da, care în timp de cursul anilor el se maturizează și devine o familie, ca să spunem așa. De aia avem și atât de multe flori la un cuib după ani de zile. Am pornit cu 15.000 de bulbi. Iar în momentul actual, dacă am fi să calculăm cum spun statisticile, cred că undeva la 150.000 avem acum de bulbi. Este o afacere de familie. Cum vă permiteți, cum faceți față volumului de muncă pe care îl presupune această plantație? Greu. Forța de muncă lipsește în România, așa asta se știe. Iar în anul în care suntem acum, am trebuit să apelăm la toate posibilitățile ce avem prin jur să găsim oameni să ne ajute, din cauza că cultura ține undeva la maxim 3 săptămâni, dar are un vârf unde e între 3-4 zile în care efectiv zi de zi enorm de multe flori. În anul în care suntem noi și nu putem cu un singur om sau doi, am avut undeva chiar la 7 oameni la zi. Foarte greu de găsit oameni, pentru că în România este foarte greu să găsești zilier odată, apoi șofranul se recoltează în perioada în care se culeg și strugurii din vița de vie, lumea este prinsă cu fel de fel de alte îndatoriri, greu mai găsești pe cineva pentru șofran, 150.000 estimai că de flori trebuie culese floare cu floare. Bulbi, de unde i-ați luat? Că bănuiesc că nu de la o vecină. Nu, bulbii am adus din Olanda. Am optat pentru țara asta din cauza că, să știi, olandezii sunt cei mai buni cultivatori de flori, în primul rând, și au o calitate extraordinară la
ce faceți cu piața de desfacere a șofranului? Știu românii că pot cumpăra șofran și de la un fermier. Aveți undeva puse produsele? Manifestă românii curiozitate sau interes față de șofran? Românul încă nu pot spune că știe exact ce înseamnă șofranul, mai ales că este confundat adesea pe lângă brândușă, că seamănă, dar îl confund cu șofrănelul, cu tot o plantă diferită, dar numele este pe acolo. Șofrănel colorează mâncarea, îi dă o culoare galbenă mâncării și are cam același rezultat coloristic, dar de fapt sunt cu totul și cu totul diferite, nu? Șofranul este mult mai puternic, dacă vorbim, ne uităm la proprietățile lui și ce semnifică. Piața de desfacere începem ușor, ușor să intrăm. Am vrea să ieșim și în peste granițe, pentru că peste granițe este un preț care am putea spune că ni se răsplătește efortul care îl depunem și investiția propriu-zisă. Dar nu excludem în primul rând România pentru... Colaborați cu Direcția Agricolă Iași, nu? Am avut chiar un târg la Roman pentru agricultori, unde am fost acolo și l-am promovat atât cât am putut noi. Am intrat în 2-3 magazine locale, că de acolo începem totul cu pași mici, dar sperăm spre pași mai mari. Și... În mediul online, iarăși, este o variantă bună pentru promovare, pentru și marketare. În mare parte, sincer, cam tot ce producem noi încercăm să vindem online, deoarece suntem foarte ocupați cu culturile noastre, efectiv, pentru că noi suntem și cei care plecăm de la etichetă, concepem, vindem, prelucrăm și întreținem culturile. Suntem mâna de lucru, efectiv. Aș vrea să ne luăm angajamentul că vom veni și în momentul în care șofranul își va etala florile miraculoase, bune atât pentru în bucătărie, dar și în anumite terapii, fitoterapii. Spuneai că pot vindeca o grămadă de boli. Sunt studii în acest sens. Când am putea veni să vedem florile, o explozie de flori aici? În fiecare an este diferit pentru că influențează foarte mult clima. Noi aici suntem o zonă de deal, dar ce am observat niciodată nu a fost la fel. Pot spune că e o cultură de toamnă târzii. Așadar, Irina Catrinei, rămâne ca undeva septembrie, octombrie, să venim iarăși, poate dăm o mână de ajutor, dacă nu la șofran, la viță de vie, la cules. Nu, avem mare nevoie de mână de lucru. Bine, rămâneți cu mine și să ne vedem la anul pe acea explozie de fluorescență, când o să aveți nevoie și de o mână de ajutor. Sigur. Investițiile în lumea satului au drept scop vânzările în mediul urban, iar povestea de toamnă-iarnă care urmează nu face excepție. O cramă din dealurile Vișanilor, în apropiere de Iași, capitala Moldovei, a apărut în urmă cu aproape 15 ani ca o provocare sau alternativă față de vechile și supradimensionatele combinate de pe vremea comunismului. De atunci, crama și-a limpezit felul de a fi și mesajul lansat pe piață, iar orașul îi este principalul destinatar, fie că vorbim de vinurile premium, fie de volumele destinate unor lanțuri de magazine. Indiferent care ar fi adresabilitatea, în tancurile din cramă, mustul își vede liniștit de traseul lui, devenind pe nesimțite turburel, apoi vin. Mulți ani, Marian Olteanu. De data aceasta, stimați telespectatori, ne sincronizăm sunetul nu prin clachetă sau prin bătaie de palme, ci prin
ciocnire de pahar, este vremea vinului, de fapt este vremea când vinul se condiționează, sau cum se spune în cramă, când vinul, mustul deja începe să devină vin, dar încă nu este vin. E perioada în care s-a terminat fermentația alcoolică și mustul s-a transformat în, nu știu, unii spun tulburel. Noi îl considerăm încă vin, dar e perioada în care vinul obținut este în cea mai frumoasă forma lui, în care toate aromele sunt la maxim, gustul e la maxim, după condiționare ușor-ușor se mai domolesc toate elementele. Am auzit că cei care petrec mai mult timp în compania vinului, în sensul plăcut vorbind, preferă vinurile tinere vinurilor învechite. Așa să fie. Da, cred că asta pleacă de la mitul că vinul vechi e mai bun, chestie care rămâne doar un mit pentru noi, pentru că, într-adevăr, sunt anumite vinuri care învechite sunt mai bune, dar sunt mult mai multe vinuri care tinere sunt mai bune, respectiv vinurile albe și roze sunt bune de băut în primii ani de viață, în timp ce cele roșii devin mai bune după un timp. Ce înseamnă crama de aici, din dealurile Vișanilor, în litri exprimându-ne și în soiurile de vin pe care le obțineți aici, pe care le faceți aici? Crama de aici înseamnă 100.000 de litri, aproximativ 130.000 de sticle de 0,75. Nu este chiar 130.000 de sticle de 0,75, pentru că mai avem și acele sticle speciale de 1,5 litri pentru... după acela de sticlă, care diminuează numărul de sticle. Primul an de producție a fost în 2009, și pe cât de veche, pe atât de nou, ca să zic așa, pentru că în fiecare an am reușit să ne reinventăm și am demonstrat capacitatea de reziliență, că a fost pandemie când s-au închis toate restaurantele, că au fost războaie, că au fost schimbări climatice, am încercat să întoarcem totul în favoarea noastră. Acum pandemie, când s-au închis restaurantele, ne-am mutat pe online și am reușit să vindem toată producția pe online și am ajuns în casele oamenilor fără să mai fie nevoit să iasă la restaurant sau în alte părți. Că au fost schimbări climatice, am început să facem vinuri roșii, pentru că zona de nord a țării era considerată o zonă pe care se pot face doar vinuri albe și roze prin prisma frigului și acidității ridicate date de frig. E, iată că acest soi fetească neagră, care de fapt s-a născut la Iași... Pe care, Mariană, l-ai tu în pahar. Da, de data asta roze, într-adevăr. Dar se spunea că dealul mare sau sudul țării face niște roșii foarte bune. Acum, au experiență în vinuri. Încălzirea... globală pentru zona asta din punct de vedere a vinurilor roșii a fost un lucru bun, pentru că un soi născut aici, care s-a dezvoltat foarte bine în sud, reușim și noi să-l facem cu rezultate foarte, foarte, foarte bune. Rozeul era un vin interesant ca marketare acum vreo 10 ani. Între timp se pare că lumea a început să prefere vinul alb. Din nou observă că v-ați orientat spre vinul roze. Pariați pe el, pe această culoare? Da, la noi în țară știți că funcționează extremele și când descoperim ceva, mergem până în pânzele albe cu acel lucru și le explorăm din toate unghiurile. Așa a fost și cu rozeul. Într-adevăr, în 2009, când am ieșit noi, consumul cel mai mare era pe vin alb și apoi roșu. A fost descoperit rozeul, care e mult mai appealing, mai ales prin rândul tinerilor, adică arată foarte bine în pahar, poate înlocui oricând cu succes un cocktail sau orice altă băutură și astfel mulți clienți au migrat dinspre alte băuturi spre roze. Și a fost un vârf de consum pe roze, după care ușor-ușor s-a mai domolit și s-a stabilizat. Ce vin se află în acest tank și câți litri are acest tank? Văd că sunt aprinse LED-uri, înseamnă că funcționează. Ce anume funcționează? Funcționează temperatura controlată. În acest tank de 5.000 de litri avem un Sauvignon Blanc 2023, care încă nu este finalizat. Iar asta este panoul de control al temperaturii. Aici avem temperatura peste care n-are voie să crească și temperatura pe care o are acum. În momentul în care, dacă se încălzește afară, crește temperatura și implicit tinde și vinul să se încălzească, o termosondă dinăuntru transmite semnal la chiller, care are nevoie de frig. Imediat se va răci. Da, imediat se va răci. Și asta o face acest perete dublu. Asta este peretele principal și cel punctat este peretele dublu, printre care curge acest lichid de răcire pe care îl produce chillerul și duce temperatura mai jos. Vorbeam când am făcut sincronizarea de sunet despre vinul, despre soiul Aligoté pe care
voi l-ați folosit atât de inspirat, l-ați readus în atenție. Aici este Sauvignon Blanc, unde este aligoteul. La aligotei deocamdată nu avem acces, că e păzit bine de paleții ăștia care trebuie să plece. Dar da, aligoteul este un soi cu tradiție în zona noastră, zona noastră care se află pe aproximativ aceeași paralelă cu zona Burgundia din Franța, unde s-a născut acest soi aligote. E o rodă a faimosului Chardonnay. Și la un moment dat a fost foarte popular aligoteul, după care a venit Chardonnay-ul, care a mulțumit mult mai multe gusturi și pretenții, și aligoteul a picat într-un cont de umbră. Ba mai mult, în anumite cărți am citit că aligoteul e un soi de mare producție care nu poate da rezultate excepționale. Dar acele cărți au fost scrise atunci când nu exista nici cules la lădiță, nici desciorchinare, nici presare pneumatică, pentru că presa noastră presează foarte ușor, nu și controlează, și controlează și nu aplică acel șoc mecanic. Foarte importante sunt aceste lucruri. Foarte important. Un vin bun, că mulți spun că de fapt contează cum crești rugurile, mulți spun contează cum îl culezi sau îl aduci în forma de must. Alții spun că de fapt enologul este totul. Alții că marketingul, ce să credem? Toate elementele funcționează ca un tot unitar. O verigă din acest lanț, dacă ți lipsește, este posibil să strici tot. Adică nu degeaba ai cea mai bună tehnologie dacă n-ai un enolog inspirat. Degeaba ai un enolog inspirat și cea mai bună tehnologie dacă strugurii nu sunt culeși cum trebuie și aduși la cramă integri, nezdrobiți, neoxidați și așa mai departe. Adică e un tot. Am trecut la un alt tank. Despre ce este vorba aici? Un Sauvignon Blanc cu fetească albă de data asta, un cupaj. Așadar, cupajele l-ați făcut din faza de must sau de vin? Din faza de struguri, ca să zic așa, spre faza de must. Adică sunt, de fapt, e un cuve, ca să mă exprim corect. Cupajul este atunci când amesteci două vinuri și cuveul este atunci când cele două soiuri din care e compus vinul sunt puse împreună înainte de faza de fermentație. Pentru că, așa, când amesteci două vinuri, poți să faci mai multe microprobe și să vezi care e varianta care îți convine cel mai mult. În schimb, atunci când pui musturile sau struguri împreună și fermentează împreună, în timpul fermentației alcoolice, altfel își împrumută proprietăți unul de la celălalt. Mai puțin controlabil, dar dacă, fără să controlezi foarte mult, iese ceva interesant, va fi mult mai interesant decât un cupaj clasic. Poți să vă torn puțin? Haideți cam... să vedem. Da, vă rog. Mulțumesc. După cum vedeți, nu este încă filtrat, de-abia se lasă drojdia, se semn că de-abia s-a terminat fermentația alcoolică. Asta a fost și una dintre ideile pentru care am poposit la cramă și nu la orice cramă, la o cramă foarte apropiată de Iași, pentru a vedea, a afla câteva dintre secretele vinului în această etapă de decembrie. Pentru că vinul încă nu este vin în toată puterea cuvântului, dar nici must nu mai este, este tulburel. Și asta a fost ideea, să vedem cum se simte vinul acum, înainte de Crăciun, înainte de anul nou. Va fi gata până de anul nou? Nu cred. Nouă ne place să nu grăbim lucrurile, preferăm eventual de anul nou să nu vindem foarte mult, că nu mai avem ce, dar totuși în primăvară, când se schimbă și meniurile din restaurante și când totul capătă viață din nou, să fim pregătiți cu ceva foarte bun. O cramă relativ mică, dar care se bucură deja de colaborare cu mari retaileri. Box-urile de aici pot sugerează exact acest lucru. Cum a fost să intrați pe această piață care este de multe ori dură, de multe ori nedreaptă cu producătorii? Este tot mai puțin dură și tot mai mult dreaptă în ultima perioadă, pentru că legislația ușor-ușor s-a pus la punct și... Vă avantajează pe dumneavoastră care sunteți la lumină? Ne protejează, da. Și mai mult decât atât, există și un oarecare entuziasm al retailerilor de a aduce pe rafturile lor și vinuri de la crame mici, pentru că până la urmă totul se raportează la consumator. Dacă consumatorul se află în Horeca, atunci trebuie să fii prezent în Horeca. Dacă consider că acel consumator se află în retail sau cel din Horeca, din când în când mai merge și la cumpărături pentru a-și găti ceva acasă, atunci trebuie să fii și în retail. Și atunci retailerii știu că la un moment dat vor avea clienți care caută și alte vinuri decât cele clasice și foarte consacrate. Acum, pe încheiere, ce fel de relații vă încântă? Cea prin care vă vindeți și vă faceți cunoscute vinurile
premium, pentru că sunteți de multe ori percepuți cam așa, că faceți ediții premium de vin. Sau volumele mari, care, bineînțeles, vă aduc și ele câștig. Păi, așa cum am menționat mai devreme, se întâmplă de foarte multe ori, pentru că ne-am rodat foarte tare în perioadele astea mai grele și de pandemie, să vindem. Și atunci, având o cantitate mică, de cele mai multe ori noiembrie și decembrie sunt luni în care nu prea mai avem ce vinde. Și pentru că ne place foarte mult ce facem, nu vrem să creștem volumele și să devină un stres sau să avem presiune de stocuri. Și atunci ne încântă în continuare aceste ediții mai limitate, mai scurte, în care preferăm, sincer vă spun, să spun că nu mai este și că la anul trebuie să fim mai vigilenți, să ne cumpărăm, să ne punem deoparte, decât să stăm și să nu știm ce să facem cu stocurile. Marian Olteanu, un spațiu pe care îl propune această cramă din foarte apropierea Iașului, ca să mă exprim așa, este cel din care tocmai stăm noi de vorbă. Se poate vedea orașul, se poate vedea Vița de Vie și se poate vedea practic intenția pe care o ai, o aveți, aceea de a înscrie crama și mai bine într-un circuit vitivinicol turistic. Da. După toate cercetările ne-am dat seama că suntem cea mai apropiată cramă din țară, atât de aproape de centrul unui oraș cu adevărat turistic. Avem toate felul de turism aici, cultural, ecumenic, universitar și așa mai departe. Și avem acum și cursurile astea de pe aeroportul Iași, care se întorc și cu străini. Și tot mai mulți oameni ne scriu pe rețelele de socializare, ne sună și vor să viziteze crama. Pentru că să fii la 15 minute, 7 km jumate de Palatul Culturii, nu e un lucru mic și vrem să fructificăm latura asta a business-ului nostru, aceea de degustări, turism și, bineînțeles, ne creează și un canal de vânzare directă. De obicei, cine ajunge aici să deguste, nu pleacă cu mâna goală. E o bătaie de cap totodată, Marian, pentru voi, pentru proprietari, pentru administratori. Ceva înseamnă să știi să faci vin, să știi să crești viță de vie și să faci vin. Altceva înseamnă să știi să primești turiștii. Da, doar că, așa cum am spus de mai multe ori, nouă ne place foarte mult ce facem. Și când îți place ce faci, primești oamenii cu bucurie și cu entuziasm și cei mai mulți ne spun că simt pasiunea cu care facem noi lucrurile și de obicei se simt bine. Și acum, locul ăsta în care ne aflăm este un proiect pilot pentru spații de cazare. Ne dorim să facem poate 8, 9, 10 căsuțe de genul ăsta, presărate printre rândurile de vie, unde după degustarea propriu-zisă să poți să vii aici, să nu trebuiască să conduci sau să... Sau să poți continua degustarea. Da, să poți continua degustarea și să poți petrece o seară sau un weekend la cramă. V-ați inspirat de undeva, Marian, cu ideea aceasta de turism vitivinicol? Alte țări, foarte adevărat, au lucrul acesta, este deja o tradiție, calea vinului din zona Alsacii, îmi vine da, minte acum. Da, da. Și lângă Viena sunt foarte multe crame și în lumea nouă, în America de Sud. E adevărat că austriecii preferă vinul cu zahăr în el? Nu știu, nu cunosc foarte mulți austrieci, sincer. Dar, sau șpriț ar fi, ci că un cuvânt austriac. Nu știu, poate după ce ne lasă în Schengen o să știm mai multe despre ce preferă ei. Dar asta se întâmplă peste tot în lume, turismul viticol, și se întâmplă la crame mult mai îndepărtate de oraje. Adică oamenii sunt dispuși să parcurgă 10, poate sute de kilometri să ajungă la o cramă, iar noi care avem binecuvântarea asta de a fi atât de aproape de oraș să ne o facem, ar fi chiar culmea. Cum împăcați această bivalență? Vă revendicați atât din lumea satului, pentru că este vorba despre un sat care aparține de o comună, deci de lumea satului, totodată activitatea pe care o faceți se adresează aproape exclusiv fie saloanelor, fie lanțurilor de magazine? Păi, până la urmă, suntem în zona metropolitană a orașului Iași și chiar dacă e considerat mediu rural,
specificul, atât specificul afacerii noastre, cât și altor afaceri din zonă, nu e neapărat de rural. E semi-urban, ca să zic așa. Și n-ar fi primul produs sau prima dată când ce se produce la țară e consumat în oraș. Și eu zic că se împacă foarte bine. Ce înseamnă proiectul vostru de turism vitivinicol, mai exact? Ca unitate de cazare, capacitate de cazare, ca facilități. Veți face un restaurant, un motel sau îi veți caza pe toți aici în Viță de Vie? Veți primi motocicliști, veterani din războiul de Vietnam să parcheze aici, să campeze? Cum îl vedeți și în cât timp? În principiu, primim pe oricine e curios să vadă ce facem noi aici și să guste vinurile noastre. Indiferent de vârstă, de inclusiv ne gândim la o zonă pentru rulote, pentru că și asta este ceva foarte interesant. Ne dorim să începem cu 8 căsuțe în care să putem caza 12 oameni și bineînțeles ușor ușor să, după ce ne rodăm și noi, să scalăm. Ne propunem să facem turism atât de scurtă durată cât și de lungă durată, în sensul în care ori să primim doar pentru degustări și apoi sau să stea și cazați, și bineînțeles ne gândim la o sală de degustare mai modernă, dotată și cu bucătărie dacă se poate, în care să oferim și ceva de mâncare, pentru că vinul merge cu mâncarea. De curând am oferit o bucățică de teren prietenilor și partenerilor noștri la o carmangerie din zonă, tocmai în ideea de a avea solidul aproape de lichid. Până la urmă merg mână-mână. V-ați mai gândit să colaborați în acest sens și cu alt gen de firme? Da, în momentul ăsta, pentru că nu avem bucătărie, colaborăm cu restaurante din zonă care ne pot aduce, care ne pot face catering pentru partea de degustări, platouri și... Dacă vorbim de platouri tradiționale, vorbim chiar despre restaurante aici din zonă. În cât timp va avea Iașul, Ieșenii și zona aceasta vitivinicolă capacitatea turistică pe care o sugerați, pe care o puneți la cale dumneavoastră, funcțională? Teoretic, undeva în 2024 până la cules ar trebui să fie. Acum, dacă nu vine vreun alt război, vreo altă pandemie, ar trebui să se întâmple. Dacă apar elemente de genul ăsta, o să le încadrăm la forță majoră și o să mai amânăm cu un an, doi, planurile astea. Trebuia să se întâmple de mult, dacă mă întrebați pe mine.